Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. Situație fără precedent în sistemul judecătoresc din Republica Moldova. 39 de magistrați din instanțele de fond, cărora le-au expirat primii 5 ani de mandat, așteaptă să fie reconfirmați în funcție pentru a-și putea continua munca. Între timp, mii de dosare au fost puse pe pauză, în detrimentul cetățenilor care așteaptă să li se facă dreptate, iar alte câteva mii au fost redistribuite altor judecători care nu mai fac față volumului de muncă. Pe de altă parte, statul a cheltuit cel puțin 8 milioane de lei pentru plata salariilor magistraților suspendați, care, deși continuă să vină la muncă, nu au voie să judece. Cum s-a ajuns la acest blocaj în justiție, vă spunem în ediția de astăzi a emisiunii Cutia Neagră Plus. Până anul trecut, proaspeții judecători admiși în sistem erau numiți inițial pentru un mandat de 5 ani, iar ulterior, urmare a unei evaluări, CSM decidea dacă aceștia pot rămâne în sistem până la vârsta de pensionare sau nu sunt demni de această funcție. Mulți ani la rând, termenul inițial de 5 ani a fost dur criticat de experți. Într-un sfârșit, toamna anului trecut, prevederea a fost exclusă din Constituție, iar noile reguli au intrat în vigoare la 1 aprilie 2022. La acea dată, existau deja 40 de judecători ale căror mandate de 5 ani erau deja expirate și nu mai puteau beneficia de amendamentul care s-a făcut la Constituție. Urmau să treacă procedura veche, să fie verificați de Colegiul de Evaluare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, iar apoi înaintați președintelui pentru numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. De aici a pornit întreaga epopeie. Colegiul de evaluare nu era funcțional de mai bine de un an, iar noi membri în colegiu nu puteau fi aleși din cauza pandemiei de COVID, care făcuse imposibilă organizarea adunării generale a judecătorilor. Pentru a evita un blocaj, s-a modificat din nou legea. Consiliul Superior al Magistraturii a primit dreptul să trimită direct la președinție propunerile cu privire la numirea judecătorilor până la plafon, fără ca aceștia să treacă evaluarea extraordinară. Reieșind din intenția legiuitorului de a exclude termenul 5 ani de mandat inițial, se propune spre aprobare acest mecanism care va asigura continuitatea mandatului judecătorilor vizați de prezentul proiect, precum și evitarea blocajului în sistemul judecătoresc. Stimați colegi, proiectul 51 din 23.02.2022 în lectura a doua, susținut de 86 de deputați. Vă mulțumesc! Peste o lună de la votul deputaților, în aprilie curent, CSM-ul a trimis la președinție o listă cu 40 de judecători pentru a fi numiți în funcții până la atingerea plafonului de vârstă. Dar procesul s-a blocat din nou. La jumătate de an distanță, președinta Maia Sandu nu a emis niciun decret de numire în funcție a vreunui judecător din cei 40 propuși de CSM, motivând că durează procesul de verificare a integrității magistraților. Pe 30 mai curent, Maia Sandu a trimis o notă CSM-ului prin care anunța că a respins 13 candidați care ar avea probleme de integritate. Decizia a fost luată după analiza informațiilor acumulate la președinție de la diverse instituții. În cazul unor judecători, Maia Sandu a argumentat că ar avea averi nejustificate. Unii au emis hotărâri dubioase, iar alții au fost vizați în dosare penale. Motivele exacte pe fiecare judecător în parte nu au fost anunțate public. Anterior, fiind invitată la Cutia Neagră, șefa statului a deschis un pic parantezele, dar a evitat să dea nume. Deci în raport cu unii oameni, unii judecători care sunt în această listă, Celor respinși? Lista celor care au fost întorși la CSM. Eu cred că ei nu merită să fie judecători. De ce? Iată aici e mare întrebare. În raport cu anumite decizii pe care le-au luat. În raport cu alți oameni, eu am semne de întrebare pe faptul că veniturile raportate de ei și cheltuielile raportate de ei sunt destul de diferite. Deci, atunci când apare o diferență de 5 milioane de lei între veniturile oficial raportate și cheltuielile oficial raportate, atunci e firesc ca eu să
cer CSM-ului sau cel puțin să ofer posibilitatea CSM-ului să examineze acest caz. Mie legea nu-mi permite, nu există un mecanism în lege care să-mi permită mie să cer explicații direct de la candidați. Deci eu am primit informații de la CNA, de la FISC, de la ANI, am colectat toată această informație, am pus-o cap la cap și am văzut aceste diferențe. Inclusiv în raport cu unii oameni care altfel sunt, nu știu, apreciați de societatea civilă. Da. Dar haideți să fim corecți și obiectivi. Deci dacă ne interesează integritatea judecătorilor, trebuie să ne intereseze integritatea indiferent care este opinia societății civile. Absolut de acord. Problema și dacă apare o diferență de 5 milioane de lei în cheltuieli, deci cheltuielile sunt mai mari cu 5 milioane de lei. Asta e un caz concret? Ce da, să zicem un caz concret, dar sunt mai multe acolo. Dacă cheltuielile sunt mai mari cu 5 milioane de lei decât veniturile oficial declarate, atunci eu vreau să știu dacă există o justificare legală pentru această diferență. În lista celor 13 judecători respinși de președinție sunt mai multe nume cunoscute opiniei publice. De exemplu, Rodica Berdilo, magistrata care a invalidat alegerile din 2018 pentru primăria Chișinău, câștigate de Andrei Năstase. Victoria Hadârcă, cercetată anterior pentru acte de corupție împreună cu 4 magistrate în dosarul numit generic Mită pentru judecători. Olga Ionașcu, suspendată anterior din funcție de către CSM pentru comiterea unor abateri judiciare, dar și câțiva judecători cu o imagine bună în societate, cum ar fi Victoria Sânduța, cunoscută pentru criticile aduse în ultimii ani sistemului judecătoresc și CSM-ului. După refuzul primit de la președinție, toți 13 candidați au depus cereri la CSM pentru a fi înaintați repetat pentru funcțiile de judecător. Argumentele înaintate de Maia Sandu urmează a fi analizate de inspecția judiciară, dar solicitanții vor trebui din nou să aștepte. Actualul CSM nu este în drept să decidă asupra promovării sau demiterii judecătorilor. Abia noua componență a CSM-ului, aleasă după finalizarea procesului de pre-vetting, va putea lua astfel de decizii potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale. În situația în care argumentele președintelui, care din cât înțeleg țin de integritate, nu sunt considerate plauzibile, atunci CSM-ul poate să întoarcă înapoi candidatura respectivă și în măsura și în situația în care este susținut două treimi de membri, atunci președintele este obligat să semneze decretul de anumire. Și asta se va întâmpla în următoarea componență a Consiliului Superior al Magistraturii numai de vreme. Dar, din punctul nostru de vedere, această procedură, cum se desfășoară tot la președinție, este bine? Această durata, faptul că nu se comunică foarte clar, noi am văzut un document general. Ceea ce vreau să spun este că președintele a luat în serios atribuția sa și, așa cum vedea lucrurile, a acționat conform competențelor pe care le conferă Constituția și legea. Între timp, Inspecția Judiciară a CSM analizează informațiile primite de la președinție în cazul celor 13 judecători respinși. Una dintre aceștia, magistrata Silvia Slobozan, de la Judecătoria Strășeni, ne-a confirmat că a prezentat explicații la inspectori, dar până astăzi nu știe concret pe ce s-a bazat decizia Maia Sandu, deoarece președinția nu i-a prezentat la cerere mai multe informații. Eu răspuns de la președinție referitor la motivele, motivele se expus în răspuns. Probele care au stat la baza răspunsului respectiv nu le-am primit nici până în prezent. La inspecția judiciară am depus explicații, am prezentat toate materialele ce țin de motivele invocate în răspuns de bunurile acumulate, dacă corespund ele, bunurile care le-am în proprietate, dacă corespund cu veniturile pe care le-am avut pe parcursul vieții, fiindcă acolo îs vizate toate bunurile mele, indiferent de perioada și de funcția care am deținut-o, așa să spunem, la perioadele la care eu am
achiziționa bunul respectiv. Și nu eu, dar eu cu soțul împreună, fiindcă acolo sunt bunuri care sunt dobândite și până la căsătorie. Și alt aspect a fost emiterea unor decizii. Dacă să fiu mai concret, eu pot spune exact cum a sunat sintagma respectivă. Contrar principiului independenței și imparțialității, a adoptat hotărâri dubioase, ceea ce creează suspiciuni de părtenire și executarea unor ordine din zona politicului, care implicit a dus la favorizarea unor actori politici. Eu nu știu despre ce decizie este vorba, fiindcă, după cum și v-am spus, eu nu am văzut probele care au stat. Nu sunt exact dosarele la care... Nu, nu. Nici o trimitere la niciun dosar, la niciun partid, dacă e vorba că am favorizat careva actori politici, nu știu ce a stat la baza argumentului respectiv. Magistrata se află în prezent în litigiu cu președinția, care a refuzat să-i prezinte probele acumulate de la instituțiile de stat care au determinat-o pe Maia Sandu să nu-i reconfirme mandatul de judecător. Eu am contestat o cucerire prealabilă la președinție, am primit răspuns că actul administrativ a fost emis actul administrativ, iar dosarul administrativ se află acum la curtea, la Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv am contestat atât răspunsul cât și refuz de numire la judecătoria Chișinău, sediul Rușcani, fiindcă acolo se examinează contencios administrativ. La mai bine de 4 luni distanță de la anunțul președinției privind respingerea celor 13 magistrați din lista propusă de CSM, ceilalți 27 mai stau în așteptare. Incertitudinea îi macină, iar cetățenii le cer insistent să-și facă munca. De exemplu, la Maria Frunză, magistrată la judecătoria Chișinău, sediul centru, stau pe pauză 300 de dosare. Multe dintre ele au fost blocate la etapa de pronunțare a sentințelor. Și înainte de 17 martie, deci Comisia Situației Excepționale a adoptat o dispoziție prin care s-au suspendat procesele judiciare, astfel încât judecătorilor cărora le-a expirat împuternicirile la 17 martie, deci pe parcursul a 3 săptămâni, s-au aflat în imposibilitate, spre exemplu, de a pronunța hotărâri pe unele cauze pe care se aflau la fază de finisare, da? Astfel încât aceste cauze, la moment, au fost redistribuite celorlalți colegi, chiar dacă se aflau, spre exemplu, la fază de pronunțare. Iar acum, colegii judecători, în virtutea principiului nemijlocirii, urmează să... Deci pornească examinarea cauzelor de la început. La moment suntem într-o incertitudine totală, deci nu cunoaștem când se va expune președintele Republicii Moldova asupra numirii judecătorilor până la plafonul de vârstă. La acest capitol doresc să menționez că zilnic primim 10 de apeluri telefonice de la justițiabili, care ne întreabă când le va fi examinate cauzele civile aflate în procedura judecătoriei. Și noi pur și simplu ne aflăm în imposibilitate de a le oferi o informație concretă, pentru că nici noi nu cunoaștem. Noi suntem 6 colegi judecători, în privința cărora nu există o soluție, și noi în total avem în procedură aproape 2000, încă 2000 de dosare. Eu personal la moment am în procedură 300 de cauze civile și penale. Și câte au fost redistribuite? Da, asupra cererilor de redistribuire. Deci din 17 martie până în prezent a fost dispusă redistribuirea doar a 2 cauze civile. Restul sunt pe pauză. Exact. Restul, toate cererile de accelerare au fost respinse. În prezent, această judecătoare este în dublă așteptare, și la președinție, și la Comisia de Preveting, fiind candidată la funcția de membru al CSM. Vineri, 7 octombrie, deci am ajuns la etapa de audieri publice în cadrul Comisie de Preveting, în care Comisia de Preveting nu a avut careva întrebări suplimentare față de declarațiile mele de avere sau față de integritatea mea. Desigur că este o dublă așteptare, atât hotărârea Comisiei de Preveting, cât și soluția președintelui Republicii Moldova asupra numirii noastre până la plafon.
Și desigur că din punct de vedere moral, psihologic, este dificil. Chiar și pentru un judecător care cumva suntem formați ca caracter în timp. În cadrul procedurii de pre-vetting, deci sunt reglementate anumite garanții. Deci comisia expediază niște întrebări de clarificare, îți oferă dreptul de a răspunde la aceste întrebări. Totodată, în cadrul audierilor publice, conform legii, deci ai dreptul să fii asigurat de un avocat, da, care să te asiste. Deci sunt anumite garanții. Deci din experiența celor 13 colegi judecători care au fost respinși, deci cumva nu a fost respectată. În toată această perioadă, doar o parte mică din dosarele aflate în gestiunea celor 39 de judecători rămași fără împuterniciri au fost continuate. Doar în cazurile în care participanții la procese au scris cereri de urgentare a procedurilor sau redistribuire aleatorie a cauzelor către alți judecători. În rest, mii de dosare, mai ales la judecătoriile din Chișinău, sunt blocate. La sfârșitul lunii septembrie, președintele interimar al judecătoriei Chișinău a emis o solicitare către toate instanțele din capitală prin care a cerut să fie redistribuite dosarele aflate în gestiunea a 11 judecători dintre cei respinși de Maia Sandu. În aceeași zi, pe 20 septembrie, sediul centru al judecătoriei Chișinău a anunțat că în cadrul instanței vor fi redistribuite dosarele a 6 judecători. În total, 2057 de cauze civile vor fi împărțite la 41 de magistrați aflați în funcții. Asta înseamnă câte 50 de dosare pentru fiecare. În realitate, situația este mai gravă. Judecătorii recunosc că sarcina care li se pune pe umeri este una enorm de mare și nu mai fac față volumului de lucru, primind într-o singură lună chiar și 100 de dosare. Sarcina enormă de lucru influențează în primul rând nu judecătorii, dar calitatea actului justiției și influențează justițiabile, pentru că cât mai multe dosare avem în procedură, cu atât mai mult se întinde examinarea cauzei, judecătorii devin mai încărcați și pur și simplu la un moment dat nu fac față. Deci noi am ajuns, cred că, la etapă, vorbesc de sediul nostru centru, în care cred eu că pur și simplu nu facem față. La moment, din 66 de judecători, sunt 3 locuri vacante, 4 adică, 2 judecători au fost promovați la Curtea de Apel, dosarele lor au fost redistribuite, un judecător și-a depus demisia, dosarele au fost redistribuite, domnul Vlastavețchi, Dumnezeu să-l ierte, adică, da, dosarele lui au fost redistribuite. Adică avem dosarele la 4 judecători redistribuite. Avem 4 judecători care sunt suspendați din funcție și, în general, în legătură cu concediul de îngrijire a copilului. Și avem 16 judecători, mandatul căruia a expirat, respectiv din 67 de judecători care trebuie să activeze în regim normal pentru volumul de muncă, numărul dosarelor, la moment eligibil sunt 31, adică 42 sunt în funcție, eligibil 31, de ce? Care e în concediu, care e în concediu de boală. După repartizare s-au preluat în mediu câte 60 de dosare de fiecare judecător. Dar nu numai este vorba despre dosarele care au fost preluate, dar și dosarele care vin în mediu cu 300 de cereri pe zi se repartizează nu la tot la cei 31 de judecători, respectiv crește volumul și pe, la momentul repartizării inițiale a dosarelor, pentru că suntem mai puțini judecători eligibili și reieșind din faptul că aceste dosare se redistribuie. Câte aveți în gestiune? 400. La moment, dar permanent le mențineam la 300, într-o lună de zile brusc așa sau. Președintele interimar al judecătoriei Chișinău, Nicolae Șova, a precizat pentru Cutia Neagră Plus că în instanțele din capitală sunt în total 26 de judecători, cărora le-au expirat împuternicirile. Acestora li se adaugă alți 8 judecători suspendați din funcție din alte motive. Cea mai dramatică situație este la judecătoria Râșcani, unde doar 8 din cei 15 judecători își pot îndeplini atribuțiile de serviciu. 2 dintre magistrați sunt suspendați din cauza unor dosare penale, Oleg Melniciuc și Olesea Țurcan. O judecătoare se află în concediu de maternitate, iar la 4 le-au expirat mandatele inițiale de 5 ani. În perioada concediilor de vară, la muncă erau doar
doi judecători la sediul Râșcani. La 17 martie, când era termenul limită de expirare, media pe judecători pe sediul în Râșcani, media, că acolo deviază, media era 250 dosare. La moment, media undeva e 450. Și practic aproape s-a dublat numărul de dosare pe care le are fiecare judecător. Dar eu am făcut chiar așa un calcul aproximativ. Deci dacă erau în funcție toți 12, înlăturându-i pe ăștia care sunt suspendați, dacă erau 12, au fost repartizați 2500 în perioada dată până la data de ieri. 2500. Deci respectiv undeva o pătrime urma să fie repartizată celor patru a căror puternicieri nu sunt. Și atât pătrimea asta, care e 820 undeva de dosare, au fost repartizate la 8. Și respectiv a crescut sarcina cu 105-110 undeva dosare. Corespunzător se primește că volumul crește, numărul de ședințe nu pot fi pus mai dese, spun mai rare. Și în situații, dacă vorbim în situații ideale, ziua de lucru are 8 ore. În 8 ore, 6 ședințe pe o cauză. Dacă vorbim că sunt 400 de dosare, vă închipuiți câte luni ne trebuie ca o ședință pe o cauză să fie. Sunt cauze care, termenul rezonabil, mai este necesar de respectat. Nicolae Șova precizează că nu toate dosarele pot fi redistribuite. La bază trebuie să fie motive întemeiate. Din această cauză, multe stau în aer, iar părțile implicate își așteaptă sentința luni sau chiar ani de zile. Dosarele, de exemplu, care le expiră termenul de prescripție, acestea sunt redistribuite sau nu? Nu le redistribuim, că nu avem temei să le redistribuim. Ori avem regulamentul care în articolul 7 prevede expres în care condiții sunt redistribuite cauzele. Și atât, dacă noi nu ne putem încadra, că acolo sunt cauzele de demisie, deces, suspendare de funcții, boală îndelungată, adică sare în vedere mai mult de 60 de zile, expres prevede. Ei, mai este litera D, când pe motive justificate poate fi redistribuite. Și dacă expiră termenul de prescripție, se înțeleg că, pur și simplu, celălalt poate scăpa de... Sare în vedere pe cauze penale, da? Da. Pe penale, doar. Da. E posibil și așa. Situația este gravă nu numai în Chișinău, dar și în alte teritorii. De exemplu, la judecătoria Strășeni este o funcție vacantă. Două magistrate sunt în concedii de maternitate, iar trei judecătoare așteaptă decretele privind numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. În total, cele trei judecătoare care au mandatele expirate au restanțe pe 266 de dosare aflate în gestiune, iar alte 132 au fost redistribuite colegilor care le examinează de la zero. Judecătoarea Silvia Slobozean de la sediul central Strășeni are cea mai lungă perioadă de așteptare dintre toți cei 40 de candidați care au fost propuși președinției în luna aprilie pentru confirmare în funcție. Magistratei i-au expirat împuternicirile încă pe 6 ianuarie 2021. De aproape 2 ani, aceasta nu mai participă la judecarea cauzelor, având în moment 103 dosare cu restanță, iar alte 85 de cauze pe care le-a avut în gestiune au fost repartizate între timp altor judecători. Spre exemplu, judecătorul Silvia Slobozean a fost preconizat să activeze ca judecător de instrucție și ca judecător de drept comun în vederea examinării cauzelor civile. Respectiv, toată încărcătura asta a fost redistribuită judecătorilor de drept civil, specializați în drept civil și inclusiv și activitățile judecătorilor de instrucție. Adică este o sarcină mare și grea. Iar la sediul Călăraș al judecătoriei Strășeni se lucrează la jumătate de capacitate. Din cele 6 funcții de judecător prevăzute pentru această instanță, sunt eligibili la moment doar 3 magistrați. Este o problemă foarte stringentă.
S-a mărit sarcina pe judecător care activează propriu zis, deoarece dosarele care erau în procedura judecătorilor suspendați la moment au fost redistribuite altor judecători. Au fost redistribuite în măsura în care au fost înaintate cereri de redistribuire acestor dosare, ori a fost solicitată accelerarea examinării dosarelor. Acesta este un drept a justițiabililor și parcurs acei justițiabili care au interes în cauze și au doresc o examinare mai rapidă a cauzilor lor, au înaintat astfel de cereri și în special în judecătoria Strășeni, cererile în cauză au fost admise. La sediul central este efectuată specializarea judecătorilor și de multe ori cauzele civile, că ele sunt mai, într-un număr mai mare, sunt redistribuite inclusiv și în judecătoria Călăraș, în sediul Călăraș. Adică când acolo sunt judecători incompatibili sau nu pot să examineze, cauzele se redistribuie în sediul Strășeni. Încărcătura este aceeași și la Călăraș și la sediul central. În momentul în care vedem că sunt sufocați, împărțim la alți judecători. În tot acest lanț de probleme creat în instanțele de fond din cauza celor 39 de judecători care așteaptă să fie confirmați în funcție, mai apare o problemă de ordin financiar. Din bugetul de stat se plătesc milioane de lei pentru salariile judecătorilor suspendați din funcție. Aceștia continuă să vină la muncă și încasează lunar cel puțin 16.000 de lei fiecare, deși îndeplinesc mai mult atribuțiile unui asistent judiciar. Echipa Cutiei Negre a încercat să facă un calcul simplu, luând la bază un salariu mediu de 16.000 de lei pe care îl poate ridica lunar un judecător începător dintr-o instanță de fond. În sumă, pentru toate lunile care nu mai dețin împuterniciri pentru a judeca dosare, statul le-a plătit celor 40 de judecători cel puțin 8 milioane de lei. Suma crește esențial dacă luăm în calcul și sporurile sau premiile care le primesc magistrații pe parcursul anului suplimentar la salariul de bază. Verificând mai multe declarații de avere depuse de judecători pentru anul 2021, se constată că magistrații suspendați din cauza încetării împuternicirilor au avut un venit mediu lunar de peste 21.000 de lei. Temei legal pentru a tăia din salarii nu există, susține președintele interimar al judecătoriei Chișinău. Se prezintă la muncă. Și fac mult cu secretariat, ajută colegii. Antrenăm, în diferite sedii îi antrenează să ajute colegii, să mai redactez vreun proiect de acte, dispoziții sau alte. Dar efectiv, pe dosare nu pot face nimic, nici o scrisoare nu pot de răspuns. Ei nu sunt demiși, respectiv nu avem motive ca să nu să-i remunerăm. Ei se prezintă la ore. Întrebați de reporterul Cutiei Negre ce activități desfășoară de când nu mai au dreptul să judece dosare, judecătorii au precizat că fac mai multă muncă caracteristică asistenților judiciari pentru a-și ajuta colegii din instanță sufocați cu sute de dosare. Ajutăm colegii cărora după 17 martie le-a crescut vertiginos volumul de lucru. A existat deci și o dispoziție a vicepreședintelui judecătorii Chișinău sediu centru de repartizare a judecătorilor pe acest aspect. Motivăm hotărâri, suntem implicați și în anumite grupuri de lucru, de modificare a legislației. Deci avem foarte multe activități. Deci programul de lucru este același cu excluderea ședințelor de judecată. Inițial am pregătit procesele verbale de arhivare a dosarelor care urmau să fie arhivate. Ulterior am ajutat colegii la redactarea, nu redactarea, la pregătirea proiectelor de acte judecătoriști, fiindcă nu pot să redactez. Da, fac mai mult o muncă de asistent judiciar. Echipa Cutiei Negre a încercat să afle de la președinție de ce întârzie atât de mult decizia Mai Sandu în privința celor 27 de judecători
care așteaptă de jumătate de an să fie numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Decretul de numire a 14 judecători a fost semnat în această săptămână și va fi publicat în următorul număr al Monitorului Oficial. Procedura de numire a judecătorilor este complicată de faptul că actualul CSM și colegiile sale nu au putut verifica în ce măsură candidații corespund rigorilor de profesionalism și integritate, iar președinția nu are suficiente instrumente pentru a face o evaluare cuprinzătoare. Președinția a solicitat informații de la mai multe instituții publice relevante acestui exercițiu și pentru că în unele cazuri informațiile prezentate au fost incomplete sau chiar contradictorii, procesul de verificare a durat mai mult. După finalizarea prevetingului și alegerea noii componențe a CSM și a colegiilor sale, mecanismele de verificare vor fi puse la punct și sperăm că prin ele să se contribuie la curățarea sistemului. Însă, evident că procesul de evaluare externă extraordinară va fi cel ce va asigura mecanismul necesar și complet de evaluare, a răspuns președinția. Am revenit în studio. Discutăm despre situația din sistemul judecătoresc provocată de lipsa decretelor privind prelungirea sau numirea până la plafon a celor 39 de fapt de judecători cărora le-a expirat primii 5 ani de mandat. De ce 39? Pentru că unul dintre cei 40 de judecători care urmează să fie numit până la plafon, Valentin Lastaveschi, a decedat, din păcate, între timp. Invitați în studio sunt doamna Cristina Ciubotaru, avocată, juristă. Bună seara! Bună seara! Și domnul Alexandru Arseni, de asemenea jurist și fost membru al CSM. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara și bine v-am găsit! Haideți să discutăm despre această situație care s-a creat în sistem și cu siguranță prima întrebare pe care ne adresăm noi, de ce durează atât de mult emiterea decretelor legate de promovarea până la plafon a unor judecători, respingerea unora dintre ei. Jumătate de an este un termen rezonabil? Adică jumătate de an. Acum suntem la jumătate de an. Noi nu știm când vor fi emise decretele, pentru că de fiecare dată președinția și Ministerul Justiției spune că în curând și iată trece timp și nu se mai întâmplă. Deci pentru a pune odată și odată punct și a elucida subiectul, o luăm de la capăt. Articolul 6 din Constituție ne spune că puterea în Republica Moldova e legislativă, executivă și judecătorească. Acestea sunt trei prerogative ale suveranității poporului care o exercită. Ele sunt egale sub aspect al puterii juridice, dar fiecare are domeniu. Iar articolul 6 mai spune că aceste trei ramuri sau trei prerogative încredințate, puterea legislativă Parlamentului, puterea executivă Guvernului, șefului statului și guvernului, iar guvernul în cazul dat este forța motrică a puterii executive și puterea judecătorească. Puterea judecătorească este prezentată de instituțiile, organele sau judecătorile care exercită nemijlocit actul de justiție și organele de conducere. Iați adunarea generală a judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii. Ele, aceste trei ramuri, colaborează. De aceea, revenind la puterea judecătorească, care are același statut, dar în raport cu Parlamentul, Parlamentul adoptă cadrul legal, iar legea trebuie să fie respectată. Absolut de toți. Consiliul Superior al Magistraturii, conform articolul 123, alineatul 1, citez, Consiliul Superior al Magistraturii asigură numirea, transferarea, detașarea, promovarea în funcții și aplicarea de măsuri disciplinare față de judecători. Unicul organ. Atunci când Consiliul Superior al Magistraturii își îndeplinește această funcție, el nu își poate autolegitima propriul act. Atunci el nu are legitimitatea respectivă. De aceea această funcție de a legitima, conform Constituției, îi revine șefului statului. Dar aici șeful statului a preluat inclusiv niște atribuții ale CSM-ului într-o situație specială. Ducem până la capăt și după aceea. Articolul 116 din Constituție.
citez, judecătorii, alineatul 2, judecătorii instanțelor judecătorii se numesc în funcție de președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii. Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și toate. S-a făcut. Deci, șeful statului, având informații suplimentare, pentru că este șeful statului, el are dreptul, timp de 15 zile, să examineze candidaturile și dacă apar ceva suplimentar, el întoarce materialul la Consiliul Superior al Magistraturii cu obiecțiile vis-a-vis de fiecare candidat în parte. Consiliul examinând poate să-și revizuiască, adică pune, ok, n-am avut informație, nu te promovăm. Sau rămâne pe poziția ce. A doua oară șeful statului emite decretul. Da. Și niciun fel de termeni rezonabil este o speculație. Bun, 6 luni de zile de când președinția examinează cele 39 de candidaturi. Asta nu e examinare. Dar ce este? Tergiversare, o spunem așa dur, dar dura lex sed lex, deci prin aceasta se destabilizează funcționarea unei ramuri importante a suveranității naționale, exercitarea actului de justiție. De ce ar trebui președinții să tergiverseze acest La proces? Această întrebare nu cred că vă pot răspunde, pentru că nu cunosc toate aceste detalii, dar care n-ar fi explicația? Eu rămân la prevederile Constituției și legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și legea cu privire la statutul judecătorului. S-a terminat. Unde e lege, nu-i tocmeală. Pentru că funcțiile nu sunt, prerogativele nu sunt caprici. Trebuie exercitat. Așa cum judecătorul, și dacă doamna avocată poate spune, dar eu nu aplic legea asta față de cazul dat, pentru că mie nu-mi place legea. Asta e, în genere nu merge nicăuri. Da. Doamna Cipotaru, dumneavoastră, cum vedeți situația asta? Cum vă explicați situația asta de jumătate de an? Se așteaptă o decizie, o claritate de la președinție. Apropo, aceste modificări au fost operate ca să ofere aceste prerogative președintelui, tocmai pentru a nu crea blocaje în sistem, tocmai pentru că era clar că o soluție cu privire la cariera acestor 40 de judecători trebuia să o da viitorul CSM și ca să nu dureze mult timp până se face adunarea, este aleasă o nouă componență CSM și să se întâmple mai rapid, hai să decidă președinție. Și atât că ne trezim cu un alt fel de blocaj. De data asta nu acolo la CSM, dar la președinție. Și nu înțelegem motivul. Noi avem mai multe reforme demarate în sectorul justiției care se află la diferite etape de implementare și pe care înțeleg eu și în legătură cu care interferează aceste numiri. Eu sunt mai mult decât de acord cu domnul Arsenie, domnul profesor de drept constituțional. Sigur, unii lege nu-i tocmeală și nu poți să pliezi sau să îndoi legea pentru a permite ca o altă ramură a puterii între timp să facă altceva. Oricam asta se întâmplă acum la moment. Din perspectiva fiecărui dintre cei 39 de judecători care își așteaptă confirmarea, procedura respectivă este una administrativă din perspectiva codului administrativ, care, dacă îi vorbim de termene, spune că procedura administrativă trebuie să se desfășoare în termen de 15 zile sau poate să fie prelungită până la 30 de zile și cu o motivație suplimentară, nu poate în orice caz depășească termenul de 30 de zile. Asta în cazul în care nu există prevedere specială care reglementează niște termeni speciali. Noi nu avem aici stabilite termeni, cum spunea și domnul Arsenie. Nu este fixat un termen în Constituție în care trebuie să fie parcurs această procedură. Prin urmare, le este aplicabile termenele generale stabilite de codul administrativ. Asta înseamnă 15 sau 30, dar în orice caz mai mult de 3 luni. Noi suntem deja mult departe de termenul respectiv. Din punct de vedere juridic, eu nu știu dacă asta ar trebui să însemne că judecătorii respectivi sunt ca și cum respinși
sau ca și cum acceptați toți. Este clar că cu privire la cei 13, dacă nu greșesc, care au fost respinși de către președinție, noi nu am văzut o informație detaliată. A fost o informație generală care înțeleg că a fost transmisă la CSMS, cum spunea și domnul Arseni, obiecțiile fundamentate cu privire la fiecare ar trebui să fie transmise. Este interesant din materialul pe care l-ați arătat că judecătorii spun că ei nu au fost confruntați cu probele care pun la dubiu integritatea ei lor. Ei nu știu exact care fiecare dintre el care este motivul pentru care asta a fost la fel este contrar principiilor procedurii administrative, fiindcă orice om are dreptul să se apere într-o procedură administrativă, mai ales când este vizat cu o decizie defavorabilă, în special în aceste cazuri, înainte ca să fie emis un act administrativ, orși respingerea de către președinție la fel este un act administrativ. El urmau neapărat să fie audiate persoanele respective ca să poată să le se ofere șansa să se apere. Adică președinția neapărat... în această situație trebuia mai întâi să aibă o discuție de confruntare a propriilor neapărat președinție, dar în cadrul procedurii administrative, oricine din aparatul președinției care a fost însărcinat, când mi imaginez că nu personal, doamnă președinte. Președinția este președinte stă da. Și verifică, face investigații pe marginea fiecărui judecător cu puterile expirate. Deci, procedura administrativă în cadrul căreia se efectuează acest control, înainte ca doamna președinte să fi semnat această scrisoare. Dar n-a semnat. Adică un act nu există. Eu știu. Există o decizie prin care ea i-a respins pe 13, da? Și a transmis informația către CSM. Deci înainte să facă lucrul ăsta ar fi fost logic să le ofere posibilitatea ca acești judecători să aducă argumente de ce nu. Ea putea oricum să rămână la aceeași părere, dar în acel act trebuia să indice motivele prin care s-au apărat judecătorii respectivi și de ce oricum există argumente care depășesc acest lucru. Cu un asemenea act pe masă, CSM-ul ar putea să ia o decizie informată. Ce faci cu privire la fiecare din acești judecători? Îi propune repetat sau nu? Alta e problema că avem un CSM care nu mai poate să facă lucrul ăsta. Asta e cel puțin cu privire la cei 13. Avem o procedură, din punctul meu de vedere, deja viciată, fiindcă nu s-a reținut argumentele pe care fiecare din acești 13 judecători i-a avut. Acces la dosar administrativ, acești judecători nu au avut, asta rezultă din material. Din ce spun ei, că nu au ce contesta. O informație parțial, eu nu știu ce a ajuns la CSM, dar o informație parțial, dacă ceea ce am văzut noi în presă, ea nu este o informație completă, stă pe masă la CSM, iar CSM acum este cu mâinile legate pentru că noi așteptăm prevetting-ul. Și eu nici nu știu cum ar trebui, unii din acești judecători sunt într-o dublă ipostază și candidează la CSM și își așteaptă confirmarea împuternicirilor. Exact, da. Și aici iarăși e o situație interesantă. Ce se întâmplă dacă președinte, da. Da, dacă președinția dă o soluție și comisia de prevetting sau dă invers. Altă oricare invers. Dintre soluții. Da. Deci ce se întâmplă în caz de contradicție? Da. Ca să revenim la ceea ce a spus doamna Ciobotaru legat de faptul că instituția președinției trebuia să confrunte aceste informații cu persoanele vizate, în cazul în care este vorba despre respingere. Eu nu mi-amintesc în trecut ca vreodată instituția președinției, înainte să respingă vreun candidat, să a avut o discuție cu acesta. Adică de fiecare dată președinția se baza pe informațiile pe care le primea, de regulă, de la SIS, așa spuneau ei. O dată administrativă din 2019. Ah, ok. Nu de foarte mult timp. Îmi cer scuze, domnul Arseni. Nu, nicio problemă, dar și vă cer scuze. Iată ce înseamnă să intri în tărâmul unei ramuri a puterii de stat, bine determinate, cu structuri cizelate, și să începi a face reforme și cum vrei. Fără măcar să întrebi sau să-i asculți. Nu mai vorbesc de mediul academic, dar nici de... Eu vă dau exemplu, dumneavoastră, la toți, stimați telespectatori, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, apropo cu sărbătoarea care am sărbătorit-o, acoperimântul Maicii Domnului și pistil nou, cuvioasa Parascheva, ocrotitoare Moldovei. În 1990, noul parlament a intrat în exercițiul mandatului.
pe când încă era sistemul sovietic. Dar s-a pus problema de revizuit structurile și calitatea fiecărui judecător. Comisia, dreptul pe problemele juridice, președinte domnul Panțăru, jurist, fostul președinte al judecătoriei de la Buiucani, Berlinski, domnul, fostul judecător la Ciocana, președintele Comisiei Securitate, excelența s-a regretat profesorul nostru, domnul Cotorobai, președintele Comisiei Autoadministrare și Economie Locală, și subsemnatul președintele Comisiei pentru Dreptul Omului și Relațiile Naționale. Noi, timp de o lună, am ascultat fiecare judecător în parte. Decizia și-au plecat toți la lucru. Nu s-a cutremurat deloc sistemul. Au fost neatestați din tot aparatul care era 5 sau 6 judecători. Și atât. Mai mult, Parlamentul Independenței nu a intervenit în activitatea nimic. Care erau inițiativ, atunci nici nu era Consiliul Superior al Magistraturii. Că nu era creat. Nu era creat pentru că nu era Constituție. Noi lucram după Constituția Sovietică, care nu avea așa instituții de autoadministrare, că judecătorii erau considerați ca slugi ale Partidului Comunist de Guvernare, ca și juriștii. Ei făceau boroboața și duceau, hai voi, juriștii, explicați. Ceea ce este și astăzi o tendință. Eu vreau să subliniez o tendință. Îi fac și... Nu. Există aceste prevederi. Deci, nu a anulat nimeni articolul 123, că unicul organ care desemnează și numește Consiliul Superior al Magistraturii. 4 ani, când am activat noi în Consiliul Superior al Magistraturii, am avut caz când s-au întors înapoi materialele, dar nu președinția a luat în discuții, dar organul competent, altmitele se pierde și dau un judecat și ajung la CEDO. Noi ce facem? Reformă? Deci, materialele întoarse la Consiliu și Consiliul are și el la dispoziție, cum ați spus dumneavoastră, 15 zile și-a întors înapoi. Și după ce, dar este și modificare, noi am făcut-o. A doua oră, atunci nici nu era. Pe urmă, ca să democratizăm, să punem autoritatea președintelui care legitimează, și asta e colaborarea dintre puterea executivă și judecătorească, de hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, l-a întors a doua oară s-a terminat discuția. Autoritatea judecătorească. Asta este articolul 6. Da. Una din cele trei puteri în stat. Ce? Nu subordonată. Nu subordonată nimănui. Și plus, articolul 7. Prevederile constituționale sunt supreme. Restul nu se mai... Legitimează, apropo, nu controlează. Apropo, Curtea Constituțională este cea care a oferit portița pentru această soluție și au oferit-o în mod diferit. Asta e, apropo, una dintre întrebările adresate de către judecători. Este de ce în cazul Consiliului Superior al Magistraturii Curtea Constituțională a decis că nu au voie să se expună asupra, deci Consiliul cu mandat expirat nu se poate expune asupra celor 40 de judecători care urmeau să fie numiți până la plafon. În cazul Consiliul Superior al Procurorilor, Curtea Constituțională a dat o altfel de soluție, permițându-le, chiar dacă au mandatul expirat, să continue să expună vis-a-vis de promovarea procurorilor în sistem. Două soluții diferite, care într-un caz le-a permis CSP-ului să își desfășoare activitatea, chiar dacă are mandatul expirat, în cazul CSM-ului au provocat, iată ceea ce vedem acum, un blocaj, de fapt. Se numește duplicitate și se încalcă principiile unanim recunoscute ale dreptului. Aplicarea unitară a legii. Dacă, de ce a făcut asta Curtea Constituțională? Da. Știți, noi asta nu ar fi, că nu știa că nu ar fi, oarecum nu ar fi primul precedent când Curtea Constituțională negativ când își schimbă interpretarea. Noi am avut, dacă vă amintiți, mult discutata declarare ca și neconstituțională a procedurii, a noi proceduri în baza care a fost ales procuror general cu specificarea fără afectarea mandatului. Da, domnul Stoianoglu fusese ales într-o procedură considerată neconstituțională, dar acest lucru nu i-a afectat legitimitatea mandatului, a spus Curtea Constituțională. Se referă pe viitor, pe ulterior, în acest caz nu. Da, ulterior, când a ajuns la o soluție
similară în cazul membrilor CSM, că a fost neconstituțională procedura prin care au fost desemnați noi membri în CSM, curtea a spus cu întreruperea mandatului lor. Acum nu este clar de ce, chiar nu erau argumente de ce în soluții când se declară neconstituționalitatea prin care se numesc în funcții persoane care dețin un mandat constituțional și procuror general și membrii CSM. De ce în acest caz, într-un caz afectează sau nu mandatul? Vedem că și aici se menține tendința. În cazul CSP pot lucra în continuare, în cazul CSM pot, dar doar atât și mai dur în cazul CSM-ului. Deci, senzația că Curtea Constituțională are o problemă cu CSM-ul. Eu nu știu dacă are o problemă cu CSM-ul. Eu cred că, dar asta e părerea mea umilă, nefiind specialist în drept constituțional, atât, deci în mod normal nu se discută deci hotărârile Curții Constituționale și e doar o părere. Deci cu titlul ele se execută. După anul 2019 nu deja ne permite. Ele sunt obligatorii spre executare, dar deloc nu sunt interzise. Discutăm legalitatea, legitimitatea și argumentarea lor științifică. Mulțumim, dacă noi profesor. Lucrul ăsta... Nu, eu am observat că mulți fug în felul ăsta. Nu, ea este aplicabilă, dar noi suntem obligați să arătăm partea pozitivă și negativă, argumentară, pentru că articolul 135, alineatul 1 din Constituție, litera B, spune că Curtea Constituțională interpretează Constituția. Constituția trebuie să o interpreteze începând de la spiritul ei, iar spiritul ei este de a organiza și de a crea condiții să funcționeze aceste trei ramuri ale puterii și litera. Păi, și același spirit și literă interpretate, de ce oferă soluții diferite în două cazuri? Acum eu să finalizez, pentru că de data aceasta trebuie să spunem de ce judecătorii Curții Constituționale nu și exercită atribuțiile, dar depășesc. Unde nu poate o aceeași normă, într-un caz să fie interpretată așa, în alt caz nu așa. Avem două adunări a procurorilor și a judecătorilor, care ambii sunt opriți din motive identice să se întrunească ca să-și desemneze noi reprezentanți în organul de autoadministrare. Stimați participanți, dar eu nu văd în Constituție temeiul de a opri. De ce inventăm? În Constituție nu... Opri ce? Ce să oprească? Domnul Arsenie. 4 ani au expirat, da? Da. Deci, obligația instituțiilor care desemnează membrii Consiliului Superior al Magistraturii este aceea de a crea condiții ca acest mandat. Pentru că cine suferă, stimați telespectatori, stimate doamne, omul este oglinda prin care trebuie privit universul. Și dacă mecanismul de stat este anapoda, e bumerang. Se pornește de la om și vine la dânsul. Ori în favoare, ori în defavoare. De aceea, dacă nu-i competență, suferă cetățenii. Deci, niciun fel de scuze. În sensul ăsta, nu așa ați spus, că dura lex, sed lex. Eu vroiam să mai spun... Eu nu vă reproșez, dar discutăm între așa... Da, sigur. Eu vroiam doar să spun un pic mai devreme că... Acum, recent, pe data de 20 iunie, dacă nu greșesc, 2022, Comisia de la Veneția a oferit un nou aviz la un pachet de modificare a legislației transmis de către Ministerul Justiției, iar una dintre întrebările formulate de Ministerul Justiției și mi-a atras atenția acest lucru, era în felul următor. Deci una dintre modificările care vor să le facă este să mărească mandatul până la 6 ani. Și una dintre întrebările Ministerului Justiției în acest context era spuneți-ne, vă rog frumos, și dacă ne pomenim în situația în care expiră mandatul de 6 ani, știm careva considerente nu reușim să-i alegem, nu se reușește organizarea adunărilor pentru ca să fie desemnați următorii. Ce facem în cazul ăsta? Se consideră că membrii CSM își continuă să-și exercite mandatul până la numirea noilor. Asta ar fi o analogie cum e la Parlament, la Guvern, da? Până la alegeri, oricum continuă mandatul. Și în Constituția lucrul ăsta nu prevede în cazul judecătorilor. La care, și eu atunci mi-am dat seama că
Această întrebare este undeva capcană care interesează nu atât mandatul cu cei care vor fi numit pentru 6 ani, ci mai mult încearcă să găsească o legitimitate pentru ăștia care, la care le-a expirat mandatul de 4 ani și care de fapt se află într-o situație în care exercită mai mult de 4 ani acest mandat și în raport cu care avem deja și o interpretare a Curții Constituționale. Comisia de la Veneția ce a spus? A zis, Constituția spune 6 ani, 6 ani asta e 6 ani și nici o zi mai mult. Termenul este foarte clar și decât să vă gândiți cum să acoperiți o perioadă de vid de reglementare între o eventual, deci un eventual blocaj să-l depășiți, mai bine inventați un mecanism la un asemenea blocaj să nu ajungeți. Da. Poate trebuie să fie făcute mai din timp aceste adunări și să aștepte expirarea mandatului celor acest care sunt numiți, uh-huh, pentru ca să intre în exercitarea mandatului odată ce le expiră la ăștia. Iar pentru mine această interpretare ar fi probabil chiar un prilej pentru ca să fie revizuite și interpretările date deja diferit de către Curtea Constituțională la situația care se întâmplă și în CSM și în CSP. Fiindcă eu cred și... Dacă Curtea Constituțională zicea nu, vă nu puteți să faceți nimic pentru că v-a expirat mandatul? Haideți ne amintim că noi am avut o revoluție întreagă în 2019, atunci când Curtea Constituțională încerca să interpreteze termenul de o lună, decât că e 30 sau 32 sau 29 de zile. Asta o efectiv, oamenii ăștia în stradă. Sfidător și... cum poți interpretezi termenul altfel decât pentru foarte clar. Pentru că încercau să ajusteze o decizie a curții la o situație care trebuia creată. Dar acum ce se întâmplă? Nu același lucru? Ce se întâmpla în cazul în care Curtea Constituțională zicea că nu? Eu îmi cer scuze. Atunci a fost tratat jocul cu acel termen ca și o tentativă de uzurpare a puterii de stat. Acum se întâmplă același lucru. Ori spunea domnul Arsenie, puterea judecătorească este parte a puterii de stat. Este una din cele 3 puteri de stat. Acum, noi suntem în situația în care în comunitatea juridică, probabil, pot avea loc discuții dacă nu cumva suntem în situația în care puterea de stat este uzurpată. Și da, puterea judecătorească am în vedere, mă refer. Când un CSM și un CSP, cum mandatul expirat, continuă să-și exercite atribuțiile pe care Curtea Constituțională îi lasă să facă lucrul ăsta în măsură diferită, asta este vorba de altceva. Vreau și părerea domnului Arsenie legat de acest... Intervedeți niște elemente de uzurpare a puterii judecătorești în ceea ce se întâmplă acum? Amestec direct și nu înțeleg scopul, pentru că dumneavoastră reveniți la 2019, săptămâna aceea de foc, da? Judecătorii Curții Constituționale, în mod conștient, eu subliniez, au confundat începutul duratei mandatului deputatului cu începutul duratei mandatului Parlamentului ca instituție. Și a început că luna sunt 90 de zile, că sunt 91... Asta se numește înjosirea demnității cetățenilor, contribuabilor. Așa zice, dacă legea stabilește că sunt 4 ani, au trecut o zi, deja orice act a Consiliului Superior, a magistraturii sau a procuraturii, nu are legitimitate. Este cum eu aș decora pe dumneavoastră cu ordinul Republicii. Pe și mi încurcă mie. Bine, sau dacă Parlamentul ar continua după... Dar nu, continua... vedeți care e problema? Aceste normele dreptului constituțional au proprietăți foarte clare, sunt imperative. Acolo unde prevede că poate fi prelungit, dar prin lege aici nu avem. Păi există practica. Când au loc alegerile președintelui Statelor Unite ale Americii? În prima marță a lunii noiembrie. Dar mandatul se încheie în ianuarie anului care vine. Și problema, acum o spun în această emisiune, pentru că e puterea judecătorească, noi, un grup de deputați ai poporului din primul parlament, care am activat și juriști, am elaborat pachetul de documente și l-am prezentat și președintelui Republicii, și președintele Parlamentului, și prim-ministrul Guvernului, privind aceste activități. Când în august
2021, în decembrie 2021 și în martie 2022. Și ce răspuns ați primit? Nimic. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Tare sper că după această emisiune vom vedea cel puțin decretele pe cei care să revină în sistem, față de care nu există întrebări legate de credibilitate, pentru că ce arată materialul nostru este că această întârziere, din păcate, a provocat mari dezechilibre în sistem și nu cred că sunt binevenite aceste situații.